Salut și bine ați venit la un nou videoclip în care vă arăt cum să faceți bani online. De data aceasta vă prezint site-ul ogeds.com. Acesta poate fi o alternativă la Max Bounty. Eu n-am făcut nimic cu site-ul ăsta pentru că m-au acceptat cei de la Max Bounty, dar e asemănător. Dacă vreți să vă faceți cont aici, nu trebuie să dați niciun interviu telefonic. E mai ușor să vă înregistrați pe ogeds. Și puteți face aproximativ aceleași lucruri. Aveți aici oferte, aici în stânga, și aveți tot așa email submits și tot felul. Și după cum vedeți, uite de exemplu asta, Get Starbucks Samples. Plătește $1,25 pe fiecare email. Dați aici la Details. Country US. Trebuie să promovați oferta aceasta doar în Statele Unite. Deci dacă cineva din România, de exemplu, își bagă e-mail-ul, nu veți primi nimic. Trebuie să fie neapărat din Statele Unite ale Americii. Și e disponibil pe iPhone, iPad, Android, desktop, dar trebuie, nu aveți voie să faceți cu să-l promovați prin link direct. Trebuie să creați un content locker. Dați aici. Și aici puteți, sigur ați mai văzut așa ceva. Și aici customizați asta cum vreți voi. Puteți să puneți timer, puteți să puneți așa sau imediat, mai bine să se încarce imediat. Și creați un content locker pentru acea ofertă. Cum mai puteți să faceți bani cu site-ul ăsta? Ar fi să promovați produse. Puteți face și affiliate marketing, asta bine zice CPA, da? E affiliate marketing. Și de exemplu asta. Trebuie să specificați aici cum veți aduce trafic. Vă recomand să vă faceți un blog. Sau uite, o ofertă mai mișto. Cu email submit $2. Disponibil doar pentru US, tot așa, pentru fiecare e-mail primiți $2. E foarte mișto site-ul ăsta, dacă nu știți engleză prea bine și credeți că nu vă puteți înregistra pe Max Bounty din cauza interviului telefonic, vă puteți face cont pe site-ul ăsta. E asemănător. Și aveți destul de multe unelte. Și asta, landing page request. Și puteți să cereți accesul la o pagină din asta. Și apoi o promovați și uitați. De exemplu, asta, Instagram Followers Generator. De exemplu, își bagă cineva aici ăsta. Selectează câți followeri. Bine, chestia asta e falsă, nu aduce followeri nimănui, dar vă aduce bani. Ok, așteptăm și după cum vedeți, îl va aduce la pagina asta. Când dă click pe asta, bine, nu merge. În România sunt puține oferte, foarte puține. Uite, când cineva își bagă aici numărul de telefon, dă continuă. Și aici trebuie să trimite ceva SMS. Voi primiți bani. Ofertele pentru alte țări sunt mai bune și sunt plătite mai bine. Deci nu promovați chestiile astea în România pentru că nu merită să faceți asta. Și cam atât cu OGEDS. V-am spus, e o alternativă la Max Bounty. Eu nu l-am folosit pentru că m-am înregistrat pe ambele de dată, pe OGEDS și pe Max Bounty. M-au acceptat amândouă, dar m-am hotărât să rămân pe Max Bounty pentru că mi se pare mai bun. Dacă faceți puncte pe site-ul ăsta, dacă veți câștiga bani, câștigați și ceva puncte și puteți să vă luați aici tricouri, șepci, PS4, da. Trebuie să faceți mulți bani ca să primiți astea. E aici și un top și banii îi scoateți la $50 prin PayPal. Deci nu prea trebuie să ai 18 ani ca să faci bani cu site-ul ăsta. Îi poți scoate prin PayPal și după aia îți poți cumpăra chestii de pe AliExpress, eBay și tot așa. Nu îi poți scoate pe card dacă n-ai 18 ani. Da, e o modalitate bună de a face bani, sincer, e o metodă foarte bună de a face bani. Sunt o grămadă care fac mii de dolari lunar cu
OGEDS, puteți căuta pe YouTube, puteți căuta pe Google despre site-ul ăsta mai multe. Cam atât am avut de spus, ne vedem mai târziu cu un alt video.